Salutare din nou. Și acum continui pe picioare. Era un afiș cu accesul interzis mașinilor și am zis să nu încerc să cobor chiar dacă sunt cu ATV-ul și sigur. Chiar mai devreme a încercat un domn mai sus, a rămas să se descurce rău cu mașina, dar și o accelerat pe pietriș. Cea mai mare prostie. Și acolo se află mănăstirea și geaburi. Cred că sunt câteva minute. Deci poate vreau sigur coboram, dar am să nu cumva să zică măicuțele ceva. Așa că pentru data viitoare mai bine întreb și apoi o să vin cu ATV-ul dacă o să-mi dea voie. Sper că nu vorbesc prostită cu mașina rugașca. Vedem ce am vrea. Zi. Păi da. Hai că nu-mi trebuie. Bine. Te sun, pa. Să rămân, da? Să rămân, da? Acolo e izvor. Băi, unde e băgată mănăstirea asta? Nu vreau imaginea să așa ceva. Uitați-vă și voi. Unde e? Nu mă păduri aici. Nu știu pe unde se... Uite, au fost un transferaș. Câte flori! E frumos aici. Aici, așa cum ziceam, am ajuns la mănăstirea Jgheaburi. Da, se mișcă ăsta că e din lanț. Să vedeți, și aici intrarea către biserică. Pa, o minunăție. O să închid în curând filmarea, că nu știu sigur dacă am voie să filmez. Uitați aici flori. Doamne, cât de mic. Nu vă imaginați cum miroase. Până în suflet se duce mirosul ăsta. Doamne, cât de frumos e. Deci chiar se merită să veniți până aici. Mai aproape de Dumnezeu. Liniște, un loc absolut minunat. Deci aici, peste tot, numai pădure.
absolut genial. O să intru și eu în biserică și continuăm cu plecarea de aici. Încă o dată vă zic, veniți la mănăstirea Șgheaburi din județul Vâlcea, pentru că este minunat. Uitați mănăstirea, biserica veche care o păstrează așa cum e. 1821. Incredibil. Uitați aici, brad. Are câte sute de ani avea. V-am lăsat și revin. Încă o dată vă zic, un loc de poveste. Deci îți vine să nu mai pleci de aici. Cât de minunat e. Uitați cum arată biserica asta. Acum văd că o restaurează, cred. Se lucrează la ea. Dar e absolut impresionant aici. Și tocmai am aflat că ai voie să cobori până la mănăstire cu mașină de teren sau ATV-ul. Sunt interzise cele mici cu tracțiune, doar pe față, pentru că nu mai pot urca, e drumul. Dar în așa natură încă nu mai poți urca. Dar, Doamne, deci aleea asta plină de flori e absolut magnifică. Deci... Nu știu de ce, dar m-am încărcat cu așa o energie și o stare de bine, de nu vă pot explica. Absolut minunat. Hai să-l ascultăm pe Robert Robertinho să vină să mă recupereze. I-am zis că poate să vină cu ATV-ul să mă ia. Ia să vedem aici ce trebuie. Urei. Călătății fix cu sepod. O pisică mică. Și vănică. Mamă, parcă te-ai legănat toată ziua pe podul ăsta, la cum se mișcă. Hai să vedem. Să vedem ce o să iasă. Să-l așteptăm aici pe Robeașcă. Vine să mă recupereze, să nu mai urc atât pe picioare. Dar până vine el, mai explorez aici un pic. Absolut incredibilă zona asta, deci veniți aici că nu regretați absolut nicio secundă. Hai că parcă se aude ceva. Să filmăm vedeta aici. Cum își face apariția. Pe un cal călare chinezesc, bineînțeles.
Cum vine cu furia neagră. Liniște că ești la mănăstire, domnul. Mai gata. Fă cu una la cameră.